Brașov și Sibiu, două orașe din Transilvania, ce au în spate o istorie bogată și alături de comunitățile maghiare și săsești, au reușit să creeze un nucleu cultural interesant ce stârnește interesul turiștilor de pretutindeni. Cred că în momentul acesta nu pot să fii complet mulțumit de vreun oraș în România, dar cred că nu e o problemă, pentru că nu se întâmplă nici dincolo. E o dinamică care presupune tot timpul discuții și conflict. Salut, sunt Grațian Mihăilescu de la Urbanize Hub și vă invit într-o călătorie urbană prin Transilvania pentru a cunoaște o parte din liderii urbani din Brașov și Sibiu și pentru a povesti cu ei despre orașe smart și sustenabile. Brașov și Sibiu sunt două orașe care au reușit să domine de ani buni topurile destinațiilor turistice în România. Dar care sunt diferențele dintre cele două orașe? Sunt ele într-o competiție? Ce profile au și spre ce vor să se îndrepte? De ce sunt atrăgătoare? Cu ce probleme se confruntă și care e viziunea lor pe termen lung? Acestea sunt întrebări la care vom încerca să răspundem în acest episod din seria Orașe pentru oameni. Ambele au vibe-ul lor specific. Poate la Brașov e un pic mai tineresc, un pic mai urban. Aici este un pic mai familist orașul și mai conservator, aș putea spune. Dar depinde și în ce etapă a vieții tale cunoști un oraș. De multe ori lumea compară Sibiu cu Clujul și Oradea. Nu, sunt orașe mari, au altceva. Da? Sau Brașovul. Noi suntem un oraș mediu. Deci, să nu zic mic, că la 170 de nume, dar ești mediu, nu ești mare. Fiecare oraș are specificul lui. Și așa și trebuie să rămână. Cel mai bun și frumos cuvânt e colaborarea. Cred că va fi o surpriză frumoasă a vremurilor viitoare, colaborarea dintre Brașov și Sibiu. Și cred că împreună putem să dezvoltăm aici, pe zona Carpaților de Curbură, o axă de dezvoltare destul de puternică. Ah, să știi că nu aș pleca nicăieri. Dacă aș pleca de la Sibiu, m-aș duce direct în Danemarca. Deci o să rămân cu Sibiu ca oraș preferat din România. Diferență dintre în Brașov nu m-am dat niciodată cu bicicleta și nu mi-ar fi frică, că sunt curajoasă așa, sunt obișnuită să merg peste tot cu bicicleta. Însă mi se pare un oraș neprietenos în momentul ăsta cu bicicletele și cu bicicliștii. Ar trebui lucrat foarte mult pe partea aceea. A lot of the rail tracks here are actually worse now than they were under Ceaușescu. It's an interesting idea that you can actually get from A to B during the communist era on a train quicker than you can today in Romania. And that is embarrassing, it's shocking, and it's very, very bad for tourism, and it's very bad for business as well, because people spend far too much time in their cars, far too much time in their trains, also polluting the atmosphere with fumes from the cars and the long queues, and they don't get where they want to go. And so they're losing time in the office, and they're losing time seeing things. And this impacts directly on the experiences that a tourist can have in a place. Se pare foarte important ca să ne ascultăm unii pe alții, foarte important să existe dialog. Astea sunt primele două aspecte. Este de datoria, cred eu, a noastră să ne coalizăm și să mergem într-o formă asociativă când mergem la discuții. Este foarte complicat să faci o politică urbană atâta timp când nu există o colaborare între populația civilă, mediul economic și conducerea localității. Personal consider că cea mai mare eroare a primăriilor din România este faptul că nu au specialiști adevărați. Și când vorbesc specialist, mă gândesc la strateg și mă gândesc la tactician. Să ai un tactician care să-ți spună și să urmărească. Da, domnule, vreau să fac, uite, vreau să fac o zonă verde undeva, nu știu
în ce zonă sau să îngrop firele de electricitate. Păi nu poți să fac ca la Timișoara, că s-a urcat primarul pe stâlpi și a tăiat firele. Da? Fiindcă dacă faci așa ceva în Germania, te leagă imediat, te bagă în pușcărie. Te pune să-i plătești tu personal ăluia căruia i-ai tăiat cablu. Nu, domnule, există un cadru legal foarte strict și ăsta este urmărit de acel tactician. Cred că una dintre marile probleme ale societății românești astăzi este lipsa dezbaterii sau atunci când ea există, este o falsă dezbatere. Pentru că părțile se poziționează pe tranșee ireconciliabile și atunci dezbaterea nu mai există, nu mai este o dezbatere în sensul de a transmite idei și argumente și a negocia acele idei și argumente și a ajunge la un numitor comun astfel încât să stabilească împreună o direcție și un rind de dezvoltare. Și atunci cred că această cultură a dialogului ar trebui cu adevărat implementată și înțeleasă de către toți actori, indiferent că este vorba de administrație sau despre mediul de afaceri sau societatea civilă, astfel încât să înțeleagă că, de fapt, ele nu sunt părți antagonice pe poziții de război, ci sunt părți care, până la urmă, au aceleași interese, dar nu reușesc să treacă de, repet, orgolii personale, de lipsa unui dialog transparent și bazat pe argumente și pe înțelegerea faptului că și cealaltă parte poate avea argumente viabile și dreptate, astfel încât să reușească toți să-și unească eforturile în stabilirea unui obiectiv comun. Brașovul e ca un bloc de garsoniere. Chestia asta e o metaforă pe care o folosesc de vreo 5-6 ani de zile. Pentru că fiecare om de aici, fiecare lider de opinie, stă într-o mică garsonieră, ne întâlnim cu ceilalți când ieșim pe hol sau ne batem în țeavă. Nu există suficient dialog. Deci ce trebuie să facem în primul rând e să scoatem un certificat de urbanism pentru a dărâma zidurile între garsoniere. Birocrația pentru a scoate certificatul de urbanism nu e cea mai simplă, știi? Deci cred că un pas important este să existe un dialog. Brașovul e un oraș în care lumea e foarte ușor să se contrazică, pentru că cultura locului e un pic diferită de cultura altor locuri. Oamenii ajung să fie mai mult individualiști decât în alte locuri. Așa că pentru generația actuală e nevoie să creăm contexte, motive, crize, pentru ca oamenii să conlucreze. În crize, de obicei, oamenii conlucrează mai mult. Un alt lucru foarte important este să înțeleagă, să stabilească viziunea dezvoltarea pe termen lung, și să fie flexibil în adaptarea la schimbările, repet, ale mediului de afaceri, ale situației climatice. Reușești să fii puternic, vei atrage forță. Când ești slab, nici nu vei reuși să te ridici foarte simplu. Cultura suferea și oamenii de cultură sufereau de felul în care au interacționat cu administrația până acum. Comunitatea, nu știu, skaterilor, că tot avem acum e un subiect fierbinte pentru Brașov, acela al amenajării unui skatepark. Microcomunități care nu s-au regăsit în felul în care administrația a luat decizii care le viza, care le impacta. Abia acum ieșim din paradigma că smart city ar însemna infrastructuri și ar însemna eficiență energetică, mașini electrice, mobilitate și alte chestii care sunt doar într-un colț al ideii de smart city. Multe orașe care au cumpărat diverse layere tehnologice nu funcționează precum un smart city, pentru că nu e suficient să ai tehnologie, trebuie să ai și instituții care știu să folosească tehnologia și care au know-how-ul administrativ pentru asta și trebuie să ai și o comunitate de oameni care la fel să fie empowered, să știe că tehnologia există și ce înseamnă pentru ei. Degeaba e un smart city dacă cetățeanul din capătul celălalt al orașului nu resimte chestia asta și asta nu înseamnă nimic pentru el. E doar un slogan. Orice oraș din România poate să devină un smart city, dar pentru asta trebuie să înțelegem că smart city înseamnă să avem modele decizionale bazate pe date. Avem nevoie de calitate umană întâi și eu tot timpul spun asta, că smart city are nevoie de smart people. Nu poți să faci un oraș frumos, un oraș inteligent cu oameni sau cu atitudini care nu sunt propice pentru așa ceva. Ca să ne înțelegem orașele, avem nevoie de foarte multe date și pe baza acestora să luăm decizii. Ne trebuie date, dar trebuie să și lucrăm corect cu ele. Datele sunt o idee foarte bună, dar pe de altă parte cred că trebuie să redăm un pic puterea cetățenilor. Mi se pare o idee înțeleaptă să consult și mai mult populația și oamenii direct afectați când e vorba de dezvoltare a unei zone, a unui oraș.
Adică aici eu cred că cetățenii, prin educație și prin informarea corectă cu privire la spațiu public, cetățenii poate să-l revendice, să-l ceară, pentru că în fond orașul nu este al nimănui, este al locuitorilor lor. Și dacă locuitorii lor vor să meargă cu bicicleta sau să nu mai aibă parcări în fața casei sau să aibă aici un spațiu verde, un parc în toată piața Schiller, se poate face, pentru că la final cetățeanul este cel care alege. Există și la noi colaborare destul de multă, însă deseori se simte că fiecare sector lucrează, să zic, în domeniul lui și la nivelul lui, iar uneori ne întâlnim undeva la mijloc și reușim să producem, ceva împreună. Această cultură a colaborării este așa un work in progress, este ceva la care trebuie să lucrăm, pentru că se pleacă cu un foarte mare deficit de încredere. Cetățeanul și ONG, să zic, are un deficit de încredere față de autoritatea publică și invers. Atunci, trucul este cum găsim acel middle ground și nu este ușor, pentru că fiecare uneori greșește într-un anumit fel în care abordează problema. Lasă să spele ei străzile prima dată, să facă ei, să facă ce, și venim noi și după aia, știi? Adică, ce sunt eu? Medicul de serviciu, vreau să frumusețez orașul, dar voi ce ați făcut cu bugetele, știi? Nu e așa, eu sunt ăla care critic orașul. Eu nu-l înfrumusețez, eu arăt cât de urât e câteodată și cât de prost și ce administrație de căcat de multe ori. Și sigur că nu suntem obsedați și când lucrurile merg bine, trebuie să spui că mergi bine și atunci cum mi-ai povesteai tu, când cineva undeva reușește un lucru, fabulos, știi? Dar eu nu sunt, cum se cheamă ăla, agentul de deratizare intelectuală. Ia mai puneți una pe carte, mai uitați voi și voi în stânga, în dreapta, știi? Rolul meu, eu nu cer la nimeni nimic, eu ofer. Asta e diferența. Orașele din România cresc? Nu, toată lumea crede că eu sunt dependent, eu ca artist sunt dependent de structuri, de politici. Nu e adevărat, ei sunt de mine, pentru că numele meu o să rămână. What happens at the moment in Romania is the tourists are just going to a handful of destinations. They're going to the painted monasteries of Bukovina, they're going to the Maramureș, they're going to Sinaia to see, I don't know, Peleș Castle, they're going to Bran, and they're going to some Saxon villages like Viscri, and that is it, right? That is it. There's not really been any history so far from any Ministry of Tourism or anyone of promoting other destinations in Romania. Yet Romania has hundreds of places across the country that are incredible to see, from Banat and Nere National Park, Baile Herculane, to Dobrogea, the Danube Delta, which is one of the most important biosphere reserves in the world, let alone in Europe. And yet these places aren't getting promoted. And we're just sending tourists to the same old destinations. So there are busloads of tourists arriving on roads that aren't built properly, and they're therefore queuing again for ages to get to Bran Castle or to get to Viscri. I'm not saying these aren't good places to see, but there's 1,000 villages around the country just as beautiful as Viscri. I want to see the public authorities communicating more with each other. I want to see collaboration between city and county councils. I want to see regions collaborating, working out how they can combine strategies and play to their strengths and actually, you know, share the load. So why do we have to send all the tourists to one place? We need to spread the tourism. That way we regenerate villages, rural areas, provide prosperity for the local people living in those areas. Brașov este principalul pol de atracție în România, vara sau iarna. Proximitatea Poianei Brașov, clădirile istorice din centrul vechi, restaurantele, toate acestea fac din Brașov o atracție pentru români și străini. Comunitatea are foarte multă energie creativă, are foarte multă energie care se ducă înspre progres. Administrația nu știe ce să facă cu ea. Ne dorim să le înțelegem nevoile și ne dorim să funcționăm ca un catalizator, ca un incubator de energie. Cred că depinde de noi. Am spus-o și o repet, dacă ar fi în PIB-ul României să intre inteligența poporului român, păi am fi printre cei mai bogați. S-a dezvoltat în ultimii ani în capitala turistică a României, neîncoronată, chiar dacă avem coroana ca siglă. De ce? Fiindcă avem cei mai mulți turiști străini, fiindcă noi nu suntem dependenți de anotimpuri. Noi avem turism tot anul. Ne lipsesc la ora actuală peste 1000 de camere
Și de-aia fac și un apel către cei care vor vedea acest material, veniți la Brașov și investiți, fiindcă este profitabil. Trebuie să înțelegem că împreună trecem mult mai ușor și reușim să creăm plus valoare. Trebuie să ne gândim că singura modalitate de a dezvolta un oraș este să-ți educi tinerii. Unul dintre punctele pe care le-am stabilit de la bun început a fost să nu ne dezvoltăm unidirecțional. Pentru că dezvoltându-ne unidirecțional nici nu putem să fim foarte flexibili la schimbare. Și atunci punctele pe care le-am dezvoltat și le-am fundamentat foarte bine au fost accesibilitatea și conectivitatea. Contează destul de mult cât de deschis și internaționalizat e un oraș. Clujul e mult mai internaționalizat. Are și aeroport, are universitate, are multe motive să fie internaționalizat. Sibiu a câștigat notorietatea în Europa atunci când a devenit capitala europeană în 2007. Fiind primul oraș din sud-estul Europei onorat cu acest titlu. De atunci, Sibiu este recunoscut la nivel național și internațional datorită evenimentelor, în special Festivalului Internațional de Teatru. Atul orașului Sibiu acum, mai ales de când am devenit capitală culturală, am fost capitală culturală, ne considerăm unul din orașele care culturale de top din România și adecvat pentru un turism cultural. Cultura numai în centru istoric, trebuie să faci și în cartiere. Și în satele din jur și așa mai departe. Și să știi că e și foarte interesant, că în centru tot repezi același lucru în Piața Mare. Dar între blocuri e altfel, știi? Vorbim de 575 de evenimente, de spectacole, prezentate din vreo 15.000 de propuneri, 75 de țări participante, 79.000 de spectatori pe zi și jucăm în 75 de spații de joc. Toate aceste cifre plasează acest festival pe primul loc în lume. Sibiu are singura agendă culturală din România, făcută prin concurs, și oricine din lume poate să participe în această competiție dacă pleacă de la specificitatea acestei comunități, de la trecutul multicultural. Cultura e parte din, ca și roșiile de la piață, știi? Ca și străzile, ca și... E parte din țesătura unui oraș, nu poți să o scoți. Sigur, sunteți în Sibiu și vedeți cum arată un oraș care și-a tras un drive cultural după capitală, știi? Dar sunt și în alte părți, adică ce rămâne dintr-un oraș, nu? Rămân niște personalități, niște cărți, o poezie. Pe mine mă interesează că și orașele sunt ca foietajul, prăjitura, nu? Deci pe mine mă interesează etajele astea. Cine a mai fost pe aici, ce s-a întâmplat. În fiecare loc, din toată lumea, asta sunt lucruri admirabile, trebuie să le descoperi. Arată ceea ce înseamnă viziune, pentru că Sibiul dă între 14 și 18% din bugetul total al orașului pentru cultură. Rolul nostru este să fim un fel de lipici între diverse elemente din comunitatea noastră. Ce facem noi e că zicem că și activăm un anumit tip de resurse, care eu le consider resurse latente, adică plecând de la ideea că comunitatea are deja toate resursele de care are nevoie pentru dezvoltare, ele trebuie doar puse într-o anumită legătură, într-o anumită relație. Și resursele astea poate să însemne, bineînțeles, bani, că noi lucrăm în primul rând cu bani, dar înseamnă, bineînțeles, oameni și înseamnă idei, înseamnă dorință, inițiativă. Și Fundația Comunitară cumva vine și așează toate lucrurile astea într-o formă în care ele poate să lucreze și să creeze valoare adăugată, să creeze dezvoltare. Primăria e destul de deschisă să colaboreze cu ONG-urile și cu grupurile de inițiativă. Pe de altă parte, e deschisă să asculte și feedback-ul cetățenilor în cadrul unor dezbateri organizate, bineînțeles, un pic. Iar cetățenii sunt destul de deschiși și ei, la rândul lor, să dea feedback, să scrie diferite idei sau diferite comentarii, să se implice în anumite dezbateri. Rămânem conectați continuu la comunitate, continuu la realitate și cred că atunci
dezvoltarea va fi mult mai bună și în interesul cetățeanului. Sunt cele două orașe într-o competiție sau profilele lor diferite atrag resurse și oameni diferiți? Care este viitorul lor și spre ce vor să se îndrepte? Brașovul peste 10 ani de zile va fi orașul în care îți va face plăcere să trăiești. Va fi orașul în care vei avea cum să te bucuri de timpul liber. Că văd cea mai puternică dezvoltare din perspectivă socioeconomică, dar și din perspectiva cercetării și inovării. Multe orașe se gândesc infrastructură, infrastructură, infrastructură. Am depășit de mult acea zonă a lui Maslow, trebuie să ne gândim la complet altceva. Și trebuie să se deschidă către idei în afară, pentru că multe idei, chiar și în orașe mici, chiar și în sate, multe idei pot veni de la cetățeni care au locuit și lucrat în străinătate, au văzut cum se întâmplă lucrurile, vin, au așteptarea ca să existe aceeași deschidere și vor să contribuie. Și în felul ăsta, prin dialog, prin implicarea mediului economic în proiectele care se întâmplă și prin chiar transferul unor proiecte către mediul de afaceri care le poate prelua și finanța, orașele să crească mult mai rapid. I see the future of Romania as the wild corner of Europe. If we can regulate and sustainably manage the natural resources of Romania, and if we can protect, preserve and promote all the architectural marvels, the monuments, the history and the patrimony, the crafts, the traditions, then Romania could be the wild corner of Europe, and it could be, I think, one of the most interesting destinations for the future in the whole of Europe. Tourism could be one of the biggest sources of revenue for the entire country, for the cities and for the rural destinations. We prioritize wilderness, wildlife, nature, monuments, culture, patrimony. What can we do to protect those things? Peste 10 ani le-aș spune să lucreze strategic, să aibă o viziune pe termen lung, o viziune pe termen mediu și o viziune pe termen scurt și să se țină de această strategie. Asta înseamnă dezvoltare urbană. Să ai o strategie, nu să o faci numai tu în birou, să te consulți cu actorii din oraș, dar nu, să nu faci, să faci numai de azi pe mâine că dă bine. Să nu se mai ia după urechiști și după tot felul de oameni deștepți care vin să le ia banii ca și consultanți. Ei trebuie să-și nască gânditorii de mâine, oamenii cu care să-și făurească binele acelei comunități și să nu mai aștepte ei să-și determine binele, să-și gândească ceea ce înseamnă parcursul pe următorii 10, 15, 20 de ani măcar. Eu cred că mesajul de care avem nevoie în momentul de față ține de încredere și de toleranță și de ascultare. Cred că ce recomand este ca și pentru cetățeni și pentru ONG și așa mai departe, să consume cât mai multă energie în a încerca să înțeleagă contextul mai larg în care lucrăm și complexitatea de multe ori a problemelor, că vorbim de urbanism, că vorbim de dezvoltare. Pentru că în această înțelegere, în această ascultare, cred că sunt semințele rezolvării problemelor pe care noi vrem să le rezolvăm de fapt împreună. Trebuie să se plece de la ceea ce au, să-și cerceteze trecutul, să-și gândească prezentul și să-și viseze viitorul și să se bazeze pe oameni. Dați spațiile oamenilor! Aceasta a fost călătoria noastră prin orașele principale din Transilvania, Brașov și Sibiu. Vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă călătorie urbană prin România. Ținem aproape și nu uitați că împreună modelăm viitorul orașelor. We'll be right back.